Copiii capitanului Grant. Dramatizare de Mihai Stoian, după romanul lui Jules Verne. Clopoțelul a sunat zglobiu anunțând sfârșitul orei. Băieții și-au pus grăbiți cărțile și caietele în ghiozdane și au ieșit din clasă. Câțiva elevi s-au oprit în fața bibliotecii, privind volumele înșirate pe rafturi. Bibliotecarul clasei sfătuiește pe fiecare ce să aleagă. Privirea lui Georgel s-a oprit pe o carte înaltă și groasă. Pe cotorul ei stă scris: Jules Verne, copiii capitanului Grant. Pe asta o iau, spuse hotărât Georgel. Îmi plac cărțile lui Jules Verne. Seara a venit pe nesimțite. Georgel a aprins lumina în cameră. Așează cu grijă caietele și cărțile în ghiozdan. Și-a terminat lecțiile. Nerăbdător, ia de pe masă cartea mare cu scoarțe groase. Pagină după pagină, se perindă pe dinaintea ochilor săi cufundați în citit. Limbile ceasornicului din perete s-au răsucit de mai multe ori în loc. Și Georgel a ațipit cu capul sprijinit pe mână. Palma sa întredeschisă mângâie parcă scoarța cărții pe care e desenată o corabie străbătând apele mării cu pânzele întinse în bătaia vântului. E corabia Neptun, comandată de vestitul explorator Larsen, tăind cu prova ei puternică crestele înspumate ale mării Nordului. E, dar ia să ne apropiem puțin ca să vedem de ce s-a adunat tot echipajul pe punte. Aha, ia uite-te ce minunăție! Cei de pe bordul corabiei Neptun au prins un rechin uriaș care dădea târcoale vasului. Rechinul a fost tras pe punte și acum Michel, șeful echipajului, ajutat de câțiva marinari, despică cu repeziciune primejdioasa fiară. De pe puntea de sus, exploratorul Larsen urmărește tăcut operația. Lângă el stă un lungan cu ochelari și cu un costum pestrit, care ar fi potrivit pe orice stradă, numai pe bordul unei corăbii cu pânze, nu. Lunganul este faimosul Paganel, cunoscut geograf, naturalist și istoric, care însoțește pe exploratorul Larsen în călătoria sa. Deodată șeful echipajului scoate un strigă de surpriză. Hei, uitați-vă! Rechinul ăsta are o sticlă în stomac, o sticlă adevărată! Scoate-ți-l dinăuntru cu multă băgare de seamă! Sticlele găsite în mare ascund adeseori documente foarte importante. Crezi? Orice marinar știe asta. Ei bine, Michel, ce se aude? Iată sticla. Bine. Spălați-o numai decât. Așa. Ei, observați, e o sticlă veche de rom. Are gâtul lume. Adevăr. Dar ce importanță are asta până nu știm de unde vine sticla? O să știm. Și putem ști de pe acum că vine de departe. Priviți stratul de pietre roșietice care o acoperă. Sticla asta a plutit multă vreme pe ocean înainte de a fi intrat în pântecul rechinului. Dar de unde vine? Așteaptă, geografule, așteaptă. Trebuie să fii cu răbdare când ai o astfel de sticlă înaintea ochilor. S-au prins bine pietrele.
docul e puțin mâncat de apă. Ce păcat. Dacă e vreo hârtie înăuntru, scrisul a fost desigur șters de apă. Stai că o să vedem îndată. Nu m-am înșelat. Sunt hârtie înăuntru. Priviți, documente. Să-i spargem numai gâtul. Așa o să le putem scoate fără să stricăm toată sticla. Sunt într-adevăr niște hârtii. Ce-o fi scriind întrânsele? Să le citim. Sunt cam vechi. Iată prima. 7 iulie 3 catarge scufundat pe coastele. 2 mateloți și capitanul. Ajutor pierduți. Scrisorile unor marinari care au naufragiat. Dar păcat că nu se înțelege mare lucru. Dacă am șters apa. Să le citim și pe celelalte. Pe al doilea scrie 7 iunie 1862. Aha. Asta e data naufragiului. 7 iunie 1862. Corabia cu 3 catarge, albatros, s-a scufundat. Țărmul Patagoniei. Ei, dar documentul acesta îl completează pe celălalt. Să citim și ultimul. Da, s-a scufundat pe coastele Patagoniei. 2 mateloți și capitanul. Apa a șters numele capitanului. N-avem decât să cercetăm albumul în care sunt trecut toți capitanii de corabie. Michel, du-te și mi-l adu din cabin. Da, da. 2 mateloți și capitanul vor încerca să ajungă pe țărm. Am aruncat acest document la. Aici apa a șters scrisul. Da. Grade longitudine și 37 de grade latitudine. Veniți în ajutor, altfel suntem pierduți. Poftiți albumul. Da. Da. Iată. Am găsit corabia Albatros cu 3 catarge, comandată de capitanul Grant. Asta e deci un mesaj de la capitanul Grant. Cine n-a auzit de dispariția acestui vestit marinar? A naufragiat acum 5 luni, mi se pare. Acum am înțeles ceva. Toate 3 hârtiile vorbesc despre același lucru. Naufragiu corabiei Albatros. Da. Capitanul Grant a introdus în sticlă 3 documente asemănătoare. Bine că apa n-a șters peste tot scrisul în același loc. La asta s-a gândit și capitanul Grant. Apa, când roade dopul și pătrunde în sticlă, nu șterge întotdeauna tot scrisul. Bine că a fost așa și am putut completa un document cu celelalte. Acum putem descifra taina care a învăluit de luni de zile dispariția capitanului Grant. Un singur lucru ne lipsește. Nu știm locul unde s-a produs naufragiul. N-avem decât latitudinea la care a fost aruncată sticla. Apa a șters longitudinea. E imposibil să aflăm precis unde au ajuns naufragiații. Credeți că acești bravi marinari își vor mai revedea vreodată familia? Ținutul din care au plecat? Noi ar trebui să vestim familiile celor dispăruți de descoperirea pe care am făcut-o. Ai dreptate, Paganel. Cum vom ajunge în port, trebuie să anunțăm ziarul, să povestim tot ce cuprind documentele astea. Da. Să anunțăm familiile vitejilor marinari că nu e pierdută orice speranță. Pe bordul corabiei Neptun răsuna adeseori un cântec plin de voie bună. Capitan, hai zâmbește, restul pavilion e pe vas. Capitan, capitan, îndrăznește, poate
frânge marea numai cel viteaz. Capitan, capitan, hai să vezi că sunt pavilion e pe vas. Capitan, capitan, îndrăznește, poate frânge marea numai cel viteaz. Îl cântau marinarii ce se cățărau cu îndemânare pe catarg. De rechin amenințat, niciodată el nici prea par n-a mișcat. Și mereu, chiar la greu, chiar luptându-și tot cânta refrenul său. Îl cânta cârmaciul ce îndrepta corabia peste întinsul apei. Îl cânta bucătarul ce pregătea hrana echipajului. Fost a fost un capitan, curajos și bunoștean. Multe țări a străbătut pe ocean. Zeci de ori naufragiat, de vechi amenințat. Niciodată el nici vreapa n-a mișcat. Și mereu, chiar la greu, chiar luptându-și tot cânta pe plenul. Cântecul răsuna pe punt și catarge, chiar în clipa când vasul pătrunse în rada portului și ancoră la chei. Capitan, capitan, hai zâmbește, că sună sub pavilion e pe vas. Capitan, capitan, îndrăznește, poate frânge marea numai cel viteaz. Capitan, capitan, hai zâmbește, chiar a doua zi după sosirea exploratorului Larsen, ziarele anunțau cu titluri mari descoperirea mesajilor căpitanului Grant. Câteva zile după aceea, doi tineri, un băiat și o fată, se înfățișară în biroul exploratorului Larsen. Erau Robert și Maria, copiii căpitanului Grant. După ce au citit hârtiile găsite în sticlă, exploratorul le spuse că plănuise să facă mai demult o expediție de-a lungul munților cordilieri, care încep de pe coastele Patagoniei. Fiindcă documentele căpitanului Grant vorbeau de țărmul Patagoniei, exploratorul se hotărâse să facă chiar acum această expediție de-a lungul Americii de Sud. El spera să poată da în drum și de urma căpitanului Grant. Așa că, dragii mei prieteni, eu și cu nedespărțitul meu Paganel vom porni în cel mult o săptămână spre țărmul Patagoniei. Ne veți lua și pe noi, domnule Larsen? Voi, copii, n-aveți ce căuta într-o asemenea expediție. De ce?
Nu va fi o călătorie atât de ușoară cum vă închipuiți voi. Dar nici nu ne-am închipuit asta. După ce vom debarca pe coastele Patagonii, va trebui să străbatem masivul lanț al cordilierilor, tăiat de paralela 37. Asta nu e o jucărie. Suntem destul de mari, domnule Larsen, ca să ne dăm seama că nu e o jucărie. Dar gândiți-vă, cum am putea sta aici liniștiți când vom ști că o întreagă expediție îl caută pe tatăl nostru? Vă rog să ne luați pe noi, domnule Larsen. Vă rog din suflet. Nu să ne plângem de nimic. O să înfruntăm totul cu curaj. Numai vrem să-l revedem pe tata cu o clipă mai devreme. S-ar putea ca tatăl vostru să fi pornit în cine știe ce direcție. Poate va trebui să cercetăm și alte regiuni pentru a-i da de urmă. Vom merge până la capătul pământului. Numai să-l găsim pe tata. Vă rugăm, domnule Larsen, să nu spuneți nu. Vă spun că este foarte greu. Eu sunt un vechi explorator și îmi dau seama de toate greutățile unei asemenea expediții. Iar eu sunt fiu de marinar, domnule Larsen. Și tot marinar vreau să mă fac. Așa că nu mă voi speria niciodată de primejdile unei expediții. Și eu la fel. V-aș lua cu dragă inimă, dar mă tem. Mă tem să-mi iau și răspunderea vieților voastre. Nu, nu, copii. Ascultați-mă pe mine. Rămâneți aici și eu... Domnule Larsen. Ce este, tinere? Vă dau cuvântul meu de fiu de marinar că am să rămân pe chei zi și noapte, până când corabia dumneavoastră va ridica ancora. După aceea am să mă arunc în apă și am să not în urma ei, până când sau mă veți lua pe bord, sau mă voi duce la fund sub ochii dumneavoastră. Ești dârs, tinere. E vorba de tatăl meu, domnule. Bine, fie. Vă voi lua cu mine în călătorie. Vă mulțumim, domnule Larsen. Vă mulțumesc foarte mult. Pregătiți-vă de drum. În cel mult o săptămână are loc îmbarcare. Patru săptămâni după această convorbire, corabia Neptun a ancorat pe țărmul Patagoniei. Exploratorul Larsen, împreună cu geograful Paganel și cu cei doi copii ai capitanului Grant, debarcară și organizară expediția, care porni de îndată să străbată masivul munților cordilieri de-a lungul paralelei 37. Între timp, Neptun ridicase din nou pânzele și se îndrepta spre cealaltă parte a țărmului Patagoniei, unde urma să-i aștepte pe cei patru călători. După două zile, mica expediție a exploratorului Larsen se opri la poalele munților cordilieri. Trebuiau să aleagă drumul pe unde vor trece munții. Bineînțeles că geograful Paganel avea aici cuvântul cel mai hotărător. Nu cunosc decât două trecători care se ducă mai ușor de cealaltă parte a anzilor cordiliere. Trecătoarea Mica și Mendeța. Pe acestea le cunosc și eu din auzite. Dar pare mi se au un cusur. Ne îndepărtează prea mult de paralela 37. Da, da, da. Altă trecătoare nu mai există? Ba da, mai cunosc trecătoarea Antuco, la o înălțime de 1919 metri. Cunoști bine trecătoarea asta? Desigur, am străbătut-o odată. N-am amintit de ea pentru că drumul e foarte anevoios. Abia trec pe el turmele păstorilor indigeni. Ori Robert și cu Maria... Domnule Paganel, pe unde trec păstorii vom trece și noi. Fără îndoială. E, atunci o să mergem înainte. Vă previn însă că vom trece munții pe cele mai înguste poteci. Ba poate va fi nevoie să ne cățărăm pe stânci, să sărim pe păstii. Să înaintăm, dar, copii. Hai. Să profităm cât mai e lumina zi. Hai. Maria, ce greu? Nu. Dar pietrele astea ascuțite care îți fug de sub picioare. Ne vom odihni în curând. Vom face un popas acolo sus, la peștera aceea. Da, se vede o peșteră. Dar nu prea îmi dau seama cât e de mare. Robert, ia-o tu înainte și fă o recunoaștere.
Ei, dar ia te uită, are și ușe. Ei, văgăuna asta adăpostește întrâns sau o colibă adevărată. E drept că nu-i tocmai nouă. Vezi, au cam putrezit scândurile. Da. Ei, în sfârșit avem un culcuș bun pentru câteva ori. Dar coliba aceasta e un palat, nu? Da. Îi lipsesc doar paznicii. Ne vom odihni pe cinste. Aha, mai ales când va arde și un foc bun în vatră. Să spun drept, mi-e o foame, dar parcă mi-e mai mult frig. Un braț de lemne mi-a place acum mai mult decât o bucată de carne. Lemne? Lemne în vârful cordilierelor, dragă Larsă. Te cred. Dacă în această colibă există o sobă, înseamnă că pe aici, pe undeva, găsești și câte ceva de alt. S-ar putea să ai dreptate. O să vedem numai decât dacă am sau nu. Mă duc să cercetez împrejurimile. Poate voi face pe tăitorul de lemne. Te însoțesc. Dacă aveți nevoie de mine, pot merge. Nu. Odihnește-te, băiete dragă. Înfășoară-te bine în blană. Uite, Maria și-a țipit. E întuneric rău afară. Brrr. Și s-a lăsat un fric strașnic. S-o luăm prin spatele băgăunei. E o potecă, pare mi se. Ce beznă. Poți să-ți vâr degetele în ochi, nu altă. Lasă! Oprește-te. Ce să fie? Poate e o avalanșă. Nu se poate. N-auzi? Acestea sunt doar urlete. Urlete de animale. Să fim cu ochii în padă. Cred că sunt zimbri. Să ne încărcăm puștile. Ferește, bagare! Vino aici! Aici, după stânca asta! Animalele astea sunt nebunite de groază! Pe ce-i pus mâna? Pe ochelarii mei. Păi puțin lucru să-ți pierzi ochelarii în învalmășală. Nu ești rănit? Nu, doar puțin călcat în picioare și șifonat. Mi-am agățat haina. Bine că am scăpat. Oh. Dacă nu ne ascundeam după stânga asta, ce-o fi înspăimântat atât de mult animalele astea? Stai! N-auzi nimic? Nu? Nici acum n-auzi? Ba da. O nouă năvală? Nu. Nu sunt animali. E altceva. Ce? Larsen. E cu tremur. Hai repede spre colibă, să luăm copii. Maria! Da. Sculați-vă repede. E cu tremur de pământ. Afară, copii, afară! Afară, e mai bine. Dă-mi mâna, Maria! Și eu, se ținea zdravă în băiatul. Bine, dar unde e acum? Unde? N-a putut să dispară decât pe aici, pe unde s-a format acum adâncitura. Priviți ce falie enormă e la picioarele noastre. Prietene dragă, dragă prietene, trebuie să-l căutăm, să-l regăsim pe Robert. Să nu lăsăm nicio vale, nicio prăpastie nescotocită până în adânc. Îl vom găsi. Mă veți lega cu frânghia și mă veți coborâ pe fundurile lor. Trebuie să-l găsim pe Robert.
Fără el, cum vom îndrăzni să-l căutăm mai departe pe capitanul Grant dacă salvarea lui costă însăși viața copilului? O să-l găsim, Larsen, o să-l găsim. Nu plecăm mai departe până nu-l regăsim. Bine că se luminează de ziua. Ah, uite, uite, uitați-vă ce pasăre uriașă. Pare să fie... E un condor. Seamănă cu un vultur. Doar că e mult mai mare. E o pasăre de pradă foarte primejdioasă. Să ne oprim. Uite-l, coboară. Condorul a zărit ceva. Altfel n-ar coboră. S-o împușc? E cam departe. Condorul nu coboară spre noi. Ce-o fi căutând acolo, în râpa aceea? Ah, tata! Acolo e Robert! Să știți că acolo e! Haideți, uite! Haideți! Dacă Robert trăiește încă, pasărea va sfâșia. Vezi cât e de furioasă! Paganel, trage! Hai, Paganel, curaj! Uitați-vă! E chiar Robert acolo jos, în fundul râpei! O, prea târziu! E chiar lângă Robert! Robert! Și-am fip iarăle în el! Îl ridic în văzduh! Ce-i de făcut, Larsen? Cum îl oprim? Dacă le împuști, s-ar putea... Am să trag, totuși! Mai bine să se sfarme trupul lui Robert de stânci decât să servească de hrană acestei păsări răpitoare! Îți tremură mâna, Paganel. Lasă-mă pe mine. Robert! Robert! Bravo, Larsen! L-ai nimerit! L-ai nimerit bine! Hei, dar fâlfâie încă din aripi. L-am nimerit? Dar nici n-am apucat să apăs pe trăgaci. N-am tras eu. Pasărea a avut putere să atingă pământul. Bine că nu s-a prăbușit dintr-o dată. Trăiește! Auzi, Larsen, trăiește! Trăiește, dar cine a tras? Ce s-a întâmplat? Robert! Stai liniștit, Robert. Nu te mișca. Bine că te-am regăsit, Robert. Eram atât de îngrijorați. Paganel, pregătește-ți arma. Ce mai este? Nu, nimic. Paganel, privește, un necunoscut vine spre noi sărind din stâncă în stâncă. E înarmat. N-avea nicio grijă. Vă înfățișare un patagonez. Bună vremea. Bun găsit, prietene. Trăiește băiatul? Da, e leșinat însă. A scăpat ca prin minuni. Dacă pasărea nu plana lent spre pământ și ar fi căzut deodată, s-ar fi zdrobit de stânci. Bine că nu l-am atins și pe băiat când am tras. Cum, dumneata ai tras? Eu. Ei, dar știi că ești un bun țintaș? La noi în munți trebuie să fii bun țintaș. Altfel nu-ți poți face roze hran. Cum te numești, prietene? Talcar, ochi de vultur. Se trezește, Robert. Cine-i dânsul? E salvatorul tău, Talcar, ochi de vultur. El a împușcat condorul. Îți mulțumesc. Mergeți departe, în munți? Nu, coborâm. Dar dumneata încotro mergi? Spre apus. Noi ne îndreptăm spre orășelul Carmen. Bine, acesta e spre răsărit. Aveți de coborât muntele. Acolo jos, în partea cealaltă, e orașul Carmen. Are mulți locuitori? Vreo 3.000. Și străini? Acum câteva zile, când am plecat eu din Carmen, sosise acolo un străin. Un străin? Da. L-ai văzut? N-ai aflat cumva cum îl cheamă? Nu. Voi căutați pe cineva? Da. Căutăm un naufragiat. Acela era un prizonier. Fusese prins de tribul Calcutura, dar până la urmă l-au eliberat. Era un european? Cum arăta? Era european. De văzut nu l-am văzut, dar am auzit pe indigeni vorbind despre asta. Vorbești de un singur prizonier. Noi căutăm 3 oameni. Nu știi, mai erau și alți europeni acolo? Asta Talcar nu știe. Atunci să pornim cât mai repede, nu, Paganel? Desigur, poate că e totuși unul din cei pe care îi căutăm. Îți mulțumim, Talcar. Drum bun și izbândă! Drumul până la celălalt țărm al oceanului era acum mai ușor. Ieșind în strâmtorile cordilierilor, călătorii coborâră pantele ușoare, lăsând în urmă dunele de nisip agitate de vânt.
Ajungând în portul Carmen, călătorii porniră să răscolească întreg orașul în căutarea europenului despre care le vorbise Ochi de Vultur. Dar era prea târziu. Cu două zile înainte, europeanul și alți doi albi care îl însoțeau își construiseră o plută solidă și porniseră să înfrunte singuri întinderea zbuciumată a apelor. Curajoșii exploratori urcară din nou pe bord. Dar când ancora corăbiei părăsi fundul întunecos al apei, urale puternice izbucniră din piepturile marinarilor. Erau veseli că porneau mai departe în căutarea capitanului Grant. Corabia străbătea oceanul de câteva zile în șir. Când deodată, marinarul cocoțat în vârful catargului strigă: Pământ! Pământ! Neptun înconjură mica insulă întâlnită în cale și ancoră într-un golf larg. O barcă fu coborâtă și în ea luară loc Larsen și cu Paganel împreună cu cei doi tineri. Expediția se îndreptă spre țărm, vâslind încet. Înainte de a porni să cerceteze insula, călătorii ascunseră barca într-un tufiș. Vom cerceta și insula asta. Desigur că cei de pe plută, dacă au văzut-o, au vâslit din toate puterile ca să ajungă pe ea, măcar să culeagă fructe. Cred că e o insulă pustie. O vom cerceta îndat. Dacă nu găsim nicio urmă, pornim mai departe. Să sperăm că e pustie. Dar de ce? Nu ar fi mai bine să găsim locuitori? Dacă sunt oameni, putem întreba dacă l-a văzut cineva pe tata. Poate că n-ar fi chiar așa de bine. De ce? Locuitorii acestor insule sunt oameni de treabă, pașnici. Ei au primit cu ospitalitate pe primii europeni care au debarcat pe pământul lor. Dar încrederea le-a fost rău răsplătită. Englezii, olandezii și toți ceilalți mari negustori, însetați de avuții care veneau pe insulă, prindeau pe bieții indigeni și îi vindeau ca sclavi. Cei care nu voiau să se supună erau omorți. Înțelegeți de ce acum locuitorii primesc cu dușmănie pe orice vizitator nepoftit? Opriți-vă! Am văzut mișcându-se ceva în tufiș. Să umblăm cu grijă. Țineți armele pregătite. Ce frică, Maria. Nu. Paganel, ascultă. Ce zgomote aud din pădure? Zgomotele acelea nu vestesc nimic bun. E tamtamul indigenilor, semnalul lor de luptă. Trebuie să ne ascundem sau să fugim înapoi spre barcă. Nu mai avem vreme să ajungem la barcă. Mai bine să ne ascundem. Ce facem cu copiii? Dacă ne descoperi indigenii, o să ne atace. Copii, suiți-vă încet pe nesimțite în copacul ăsta. Întâi tu, Maria, da. Apoi tu, Robert. Bine, hai, Maria. Să stați acolo nemișcați. Orice ați vedea că ni se întâmplă nouă. Auzi, Robert? Da. Nemișcați ca niște stare de piatră. Bine, domnule. Orice ați vedea că ni se întâmplă. Să nu tragi în indigeni, lasă. N-am de gând să fac una ca asta. Uite, ne-au zărit. Se apropie. Tiptil, tiptil. Pot să ne înconjoare. Țin sulițele și săgețele în arcuri, gata, gata să tragă noi. Larsen! Larsen! De noi, Paganel! Nu te împotrivi! Lasă-i să te lege! E mai rău dacă te împotrivești! Ne-au legat, zdravă! Unde crezi că ne duc acum, Paganel? În sat! În sat, la tribul lor! Cine știe ce ne așteaptă?
ajuns lângă sat. Da, da, văd. Peste pădurice se zăresc acoperișurile colibelor. Ce or să facă cu noi, Paganel? Ai idei? Cred că asta o să hotărească șeful tribului. Vezi coliba aceea mare, mai înaltă decât toate celelalte? Da. Acolo trebuie să fie șeful tribului. Ha? Iată-l. Iată-l că se apropie. Crezi că el e șeful tribului? Așa se pare. Iar avem vizitator noi. Ce căutați aici? Am venit să dăm de urma unui marinar, capitanul Grant. Mulți albi ne-au înșelat pe noi. O să vă închidem. Sunteți prizonierii noștri. Prizonieri? Dar ce v-am făcut? Noi am fost atacați de oamenii voștri. Asta da, dar zilele trecute, cine a tras în oamenii noștri? Cine a răpit 30 dintre ai noștri? Voi! Noi? Nu noi! Neguțătorii de sclavi, ei vi-au răpit. Noi o spun răspicat, suntem oameni pașnici. Noi nu suntem neguțători, ci navigatori. Vai, Cato! Închideți-i în colibă și păziți-i bine. Îi ținem până vin înapoi ai noștri care au fost furați de albi. Ce ne facem, Paganel? Acum, cum o mai scoatem la cap? Știu eu. Bine, cel puțin că au scăpat copiii. Unde or fi bieții copii? Crezi că o să poată vâsli până la corabie ca să se reîntoarcă cu ajutoare? Știu eu. Dacă pornesc cu barca, îi pot vedea indigenii. Iar prindiși copiii ar nimeri tot aici, la oaltă cu noi. E atunci ce facem? Cum scăpăm din coliba asta furisită? Trebuie să rămânem liniștiți și să ne gândim. Ai dreptate. Să cercetăm și coliba. Poate vom găsi totuși o cale de scăpare. Da. Lasă. Nu. Cât a trecut de când ne-au închis aici? V-am ațipit. Ascultă. Se aude totuși un scopot. Poate e pastic. Nu. E altceva. Parcă sapă cineva. Dragul meu, curajosul meu băiat. Unde-i Maria? Ai dus-o la adăpost? Am ascuns într-o scorbură din pădure. Ce fericit sunt că ne-am regăsit. Dar spune-mi, cum ai reușit să te apropii neobservat de colibă? M-am strecurat prin pădure urmărind sunetele tantamului. După ce am sărit satul, m-am urcat într-un copac și am așteptat să se întunece. Apoi m-am apropiat tiptil prin întuneric. Coliba în care vă aflați n-a fost greu de recunoscut, fiindcă era un paznic în fața ei. Da, da. Am așteptat până când paznicul a ațipit lângă foc și apoi am săpat gaura asta prin care am ajuns înăuntru la voi. Din fericire a plouat de curând pe ei și pământul e foarte moale. Am putut săpa repede. Ai trecut prin multe încercări până aici, Robert. Ești un băiat de ispravă. Putem fi mândri de tine. Acum să ieșim repede afară. Încet, domnule Larzel, strecurați-vă prin gaura pe care am săpat-o.
E cam mică pentru noi. Mm, s-o da. Mai lărgim puțin. Mm-hmm. Da. Paganel, da. Ia vezi ce face pasnicul. Doarme. Doarme lângă foc. Gata. Destul. Haideți repede până nu prinde de veste. Cei patru călători ajunseră cu bine la tufișurile de pe țărm, unde lăsaseră barca. O împinseră în apă și, după scurt timp, erau din nou sus pe bordul corăbiei. Ancora fu ridicată și călătoria expediției Larsen de-a lungul paralelei 37 reîncepu. Trecură zile și săptămâni fără ca navigatorii noștri să dea de urma capitanului Grant. Fură cercetate toate insulele și insulițele din lungul paralelei 37, dar fără niciun rezultat. Expediția se apropia de sfârșit. Corabia Neptun străbătea ultimile mile rămase necercetate. O ceață groasă se pogorâse deasupra mării, încât nu mai vedeai nici la 10 pași înainte. Sunetul clopotului mare de pe catarg răzbătea din când în când prin valurile de ceață. De ce bate într-una clopotul acela, Robert? Din cauza ceții, ca nu cumva să ne lovim de altă corabie. Lămpile aprinse în vârful catargului nu se văd pe ceață. Ce surioară, de ce oftezi? Mă gândesc ce grea e viața de marinar. Câte primejdii te pândesc la tot pasul. Maria, trebuie să spun ceva. Ceva pentru care nu o să te superi, nu-i așa? De ce să mă supăr? Și nu mă vei împiedica? Ce vrei să spui? Nu înțeleg. Surioară, vreau să-ți reamintesc că am să mă fac totuși marinar. Voi fi marinar ca și tatăl meu. Și de îndată ce-mi va fi cu putință, voi porni să-l caut. Un om ca tata nu pierde așa cu una, cu două. Da? Ei bine, te voi însoți pretutindeni, Robert. Te înșel dacă crezi... Ajutor! Maria, ai auzit? Da. Un strigăt. Nu ți s-a părut că seamănă cu... Am auzit, Robert. Dar și mie mi s-a părut că seamănă cu... Era tata! Da! Uite-l pe domnul Larsen. Domnule Larsen, veniți repede. Dar ce s-a întâmplat, copii? Ce? Tatăl meu e pe aici, pe undeva pe aproape. Am auzit vocea lui. Și eu am auzit, venea din largul mării, striga ajutor. Hei, Michel, erai la cârmă când spun copiii că s-au auzit strigătele? Da, eram în post. Și n-ai auzit nimic? Nimic. Eh, vedeți, copiii. Se auzea totuși o voce de acolo, de pe mare. Am auzit-o bine. Era tata, sunt sigură de asta. Domnule Larsen, dați ordin să se coboare barca de salvare. Vrem să mergem în ajutorul tatălui nostru. Dragii mei, dar acum e cu neputință. Pe ceața asta nu veți vedea nimic. E primejdios, copii. Trebuie să aveți răbdare până să risipeți da. Ceața. Parcă s-ar putea să vă pierdem și pe voi. Dar corabia va merge. Până atunci va fi departe de locul acesta unde s-au auzit strigătele. Și nu o să-l mai găsim pe tata. Vă rog, domnule Larsen, lăsați-ne să pornim în căutarea lui. Era vocea tatei, sunt sigură că era vocea lui. Michel, la ordine. Coborâți imediat două bărci. Bine, dar ceața Larsen, ține seama de ceața asta păcătoasă. M-am gândit, Paganel. Vom lua un clopot cu noi. Bătând tot timpul clopotul, cei de pe corabia noastră vor ști unde ne aflăm și ne vor urmări. Știam eu că nu o să lăsați pe tata în primejdie. Vom lua și pâlnii de comandă. Cu ele vom comunica între noi.
Pregătește repede totul, Mișel. Am înțeles. Mă lua și pe mine, domnule Larsen, nu-i așa? Și pe mine. Vă iau, sigur că vă iau. Noi mergem într-o barcă, iar Paganel cu trei marinari în cealaltă. Trebuie să fim atenți. Mișel o să rămână pe punte ca să conducă manevra de abordare. Bărcile sunt gata de plecare, domnule Larsen. Domnule Larsen, lăsați-mă și pe mine să vă slesc. Mare furioasă rău. Nu vezi cum se ridică valurile și le izbesc? Maria, ți-e frică? Nu mi-e frică. Acum nu mai mi-e frică de nimic. Ceva. Da, da. Parcă e un tam-tam. Hei, Paganel! Da! Auzi tam-tamul? Îl aud. E pe aici, vreo insulă? Am harta la mine. Nu! Nu e niciuna. Să mai vâslim. Ia, să ascultăm cu atenție. Hei, drăci, asta e bună. Dar nu-i tam-tam. Sunt semnale morse. Alfabetul morse bătut într-o tobă de indigenilor. Ce spune? Știți alfabetul morse? Hei, bată-vă să vă bată, cum să nu știu. S, O, S. Asta înseamnă ajutor. Să ascultăm mai departe. Marinarii mei spun că cineva cere ajutor. Știu, am deșifrat și eu. De ce nu răspundeți, Larsen? Aoleu, nu i-am răspuns prin pâlnie. Știu, Paganel, cineva cere ajutor. Bateți clopotul cu putere! Oh. Auziți? Iar semnale! Auzim clopot din față. Vâsliți înainte, Paganel! Drept înainte! Nici un centimetru la stânga sau la dreapta! Nu, un fi vreun indigen prins de furtună pe apă. Nu cred. Un indigen care se bate după alfabetul morse? Auzi atât de ușor. Și apoi glasurile se pot asemăna pe furtuna asta. Ia, încă puțin. Tata.
Vă aruncăm o frânghie! Încercați să o prindeți când vă va lovi barca! Aruncați-o! Suntem pe o plută! Ce crezi, Robert? Robert, dă-mi frânghia de pe fund. Da. Puftim. Așa. Așa, v-am aruncat-o! V-am aruncat-o! Am prins-o! Legați-o bine de plută! Nu vă tragem spre noi! Să nu ne loviți barca! Paganel! Vâsliți înapoi! Cu putere! Remarcăm o plută! Nu se aude clopotul de pe vas. Ce-o fi? De rătăcit nu ne-am rătăcit. Mergem doam drept înapoi. Michel! Michel! Răspunde! Aici! E la dreapta noastră. Ne-am abătut din drum. Paganel! Vâsliți spre dreapta! Bate și tu clopotul! Aici, corabia! Aici, corabia! Ia, lasă-mă pe mine la vâsle, Robert. Da. Hai, copii, suiți voi mai întâi. Să vedem cine coboară de pe plută. Și-a furisit asta de ceață. Sunt mai mulți care suiesc scara, dar nu le deosebesc fața. Ascultă! În sfârșit, simt sub tărbă cum te zdravână de corabie. Tată! Tată! Fiii auzi, toți marinarii s-au strâns pe punte. Afla cine ești. Tu vă simți, capitane Grant. Tăticule, dumnealui este celebrul explorator Larsen, care ne-a ajutat să te căutăm. Și cel care se apropie acum este geograful Paganel. Sunt încântat, dragă capitane Grant, că ne-am putut întâlni. Iar eu vă mulțumesc pentru tot ceea ce ați făcut pentru mine. Michel, aduceți repede în cabină ceaiuri fierbinți și pături călduroase. Poftiți în cabină. Abia așteptăm să ne povestiți toate aventurile prin care ați trecut până astăzi. Iar eu aștept să-mi spuneți cum de-ați pornit în căutarea mea. Ați pescuit documentele din sticlă? Da. Dar copiii, cum au ajuns pe puntea acestei corăbii? Tăticule, să vezi. Da, copii. Acum 3 luni s-au anunțat prin ziare pe exploratorul Larsen a descoperit mesajul capitanului. Michel! La oameni de unde Larsen! Ridicați toate pânzele! Direcția nord-vest! Înapoi spre patrie! Ridicați toate pânzele! Direcția nord-vest! Cârma la popor! 18 grade! Capitan, capitan, hai zâmbește, că sunt în pavilion, e pe bani!
capitan, îndrăzește, poate frânge marea, nu mai cerbita.